În momentul ăsta ne pregătim să facem un wake-up call, pentru că ne-a scris Răzvan din Călăraș. Are 14 ani. Așa. Și este un copilaș foarte drăguț, de clasa noua, care merge vara asta în două tabere. Costine și Grecia. Mă rog, nu mai e chiar copil în clasa noua. Dacă stau să mă gândesc ce făceam în clasa noua, nu mai e chiar copil. Da, Ionuț. Da, mulțumesc. Este un tânăr care apreciază muzica electronică dance și a cerut un wake-up call de la mine pe chill. Așa că i-am pregătit ceva frumos. Te rog, formează numărul. Să nu poți să o duc. Da? El știe că tu produci muzică electronică? Nu știu dacă știe, dar i-am pregătit niște Amorf. Nu știu dacă ați auzit de Amorf, este un spectacol de muzică electronică live cu pian neoclasic. Nu e Amorf, dar dai pe Perescu. Nu, Amorf, nu exact, format din Cristi Cons, Vlad Caia și Mișa Blănos. Și un spectacol de muzică electronică live cu pian cu tot. Hai să-l sunăm. Hai să-l sunăm și să-i dăm puțin. Să-i facem wake-up. Îți recomand să te duci și să ții spectacolele la teatru. Da? Da. Vreau să fiu trezit de Ionuț, pentru că este ultima zi de școală. Okay. Am scris, da? Am specificat asta, chiar e ultima zi de școală. Dăm play. Da, atenție. Alo. Răzvan. Da. Răzvan Tătaru. Da. A venit. A venit ziua cea mare. E ultima zi de școală, Răzvan. E ultima zi în care poți fi numit boboc. Așa că, bobocule, da, ridică-te și mergi la școală! E ultima zi în care îți poți da bobărnace cu colegii de clasă. Mă rog, până la toamnă. Așa că îți doresc o vară spectaculoasă, de dimineață până seară, din Costinești până în Grecia. Apropo, unde pleci în Grecia? Chiar nu mai simt. Acolo. Bun. Tare, tare. Știi ce se spune despre Grecia, nu? Nu. Că au o economie foarte proastă. Neața, Răzvan, ce faci? Cam somnoros. Uite, te-am trezit cu niște muzică electronică frumos, cu niște pian, cu o voce suavă de domnișoară. Ești pregătit? Da. Haide! Scoală acolo și bagă un mic dejun, pentru că tu tocmai ți-ai luat un foarte simpatic. Stai puțin, măi, nu scumi. Stai să-ți dau greieri. Poți să-ți dau niște greieri? Da. Tu erai cu greierii adineori. Eu am crezut că face parte din mix. Te-am aici, am buzunar. Acum poți să-i spui dacă vrei, Ionuț. Răzvan, îți mai spun dată, vreau să te auzi pe tine. Ești bine? Ești pregătit de ultima zi de școală? Da. Așa te vreau. Răzvane, tu tocmai ți-ai luat de la Virgin Radio un... Tot nu merge, mă. Hai, zi tu, Răzvan. Tocmai ai luat un... Wake up call? Wake up call! Exact!